Să fie vineri, să fie digital, job power by Școala Informală de IT. Bună ziua, dragilor, de pe oriunde sunteți alături de noi, fie din Facebook, fie din LinkedIn, fie din YouTube, fie din Franța, Canada sau Maluku Selatan. Suntem împreună la emisiunea care îți arată lucruri bune care se întâmplă atunci când pare că se întâmplă doar rele. Mai întâi despre cele rele și apoi în ediția de astăzi vă arăt cum se transformă ele în bine. Comisia Europeană, cred că ați aflat deja, dacă nu vă readuc aminte, a publicat raportul anual privind indicele economiei și societății digitale, raport care urmărește progresele înregistrate în statele membre ale Uniunii Europene la capitolul competitivitatea digitală. Și ce să vezi, suntem primii, number one, suntem în fruntea clasamentului, dar, pentru că întotdeauna există un dar, nu de sus în jos, ci de jos în sus. România se plasează pe locul 27 din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, dar se lucrează și o să fie bine, sunt convins, la un moment dat. Și acum o să vă spun despre lucrurile bune care se întâmplă. Ce se întâmplă atunci când pui suflet în IT. Despre ce este vorba? Despre cursul de IT pentru persoanele cu dizabilități. Cursul a fost organizat la inițiativa firmei ThoughtWorks împreună cu Organizația Persoanelor cu Handicap din România. ThoughtWorks împreună cu Școala Informală de IT au preluat contravaloarea acestui program educațional care a fost structurat și adaptat cerințelor celor două grupe de cursanți, respectiv 18 persoane. Programul s-a desfășurat pe perioadă de 10 săptămâni cu 8 sesiuni de programare și două teste de software, testare software. Cursanți, adolescenți și tineri cu dizabilități fizice care și-au dorit să învețe în cadrul unui program de inițiere în IT noțiuni de bază despre programare, respectiv testare software. Ei se apropie acum de finalul programului, mai au de parcurs o singură sesiune de curs, urmând ca apoi ThoughtWorks împreună cu Școala Informală de IT să decidă împreună cu ei care direcție ar fi potrivită pentru fiecare în parte. Și acum dați-mi voie să vă prezint invitatele de astăzi. Ileana Oneață, mentor cursuri IT for Teens, Școala Informală de IT, mentorul cursului de care vorbim astăzi. Bună, Ileana! Hello! Și doamna Oana Cerchia, Business Operations Analysis Manager, ThoughtWorks. Bună ziua, doamna Cerchia! Bună ziua, bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație! Mulțumim frumos că ați acceptat invitația de a fi împreună cu noi astăzi, aproape weekend. Doamnelor, întrebare ca să intrăm în subiect. De la ce a pornit ideea acestui curs? Cine mă ajută cu un răspuns? Doamna Cerchia! Da, mulțumesc! Să începem așa cu începutul. Misiunea noastră, sau așa numitul ThoughtWorks Y, are nevoie de o gândire perturbatoare. Noi aspirăm să fim o organizație care are un impact pozitiv în lume. Pentru noi, promovarea justiției sociale și economice este la fel de importantă ca promovarea excelenței software și conducerea unei afaceri durabile. Și de asemenea, scopul nostru este să creăm un impact extraordinar asupra lumii prin excelența noastră culturală și tehnologică. Și vă asigur că nu sunt cuvinte mari. Voi mai continua cu mesajele și pe parcursul emisiunii. Așa să fie, cum spuneți, Ileana, din partea Școlii Informale de IT, cum a ajuns acest parteneriat să ia ființă? Păi a fost super simplu, având în vedere că informalitatea e ceva ce ne definește atât de evident. Cum s-a ajuns la inițiativa asta, cum a ajuns la noi ideea proiectului, noi am fost cu totul super dispuși să o susținem și orice, unde putem să mai aducem un pic de valoare și informalitate, noi suntem dispuși să o facem. De ce au fost aleși tineri cu dizabilități? Da, aș răspunde eu aici. În calitate de tehnologi la ThoughtWorks, ne dorim să avem un rol unic de jucat în construirea unei societăți mai echitabile, astfel încât ne străduim să obținem un impact social real pentru cei mai vulnerabili din lume, care merită o schimbare transformatoare și sistematică. Acești tineri liceeni și studenți care provin din această zonă vulnerabilă, la fel ca și cei din mediul dezavantajat și mediul rural,
Merită toată atenția societății civile, dar și a mediului de business pentru a avea acces la o educație mai bună și la un viitor mai bun. Sper că am răspuns întrebării. Foarte bine ați răspuns întrebării. Vă readuc aminte celor care urmăresc emisiunea noastră pe conturile de YouTube, LinkedIn și Facebook, Școala Informală de IT. Întrebările vă stau la dispoziție în comentarii pentru invitații noștri de astăzi, ca de obicei în fiecare emisiune Digital Job, vineri de la ora 13. Totuși, nu pot să nu întreb care a fost, care este, de fapt, scopul acestui curs. Prin acest proiect, Ileana, dacă îmi dai voie, o să preiau un pic. Prin acest proiect ne-am propus să oferim șanse egale la educație pentru ca și acești tineri, elevi și studenți să poată accesa o carieră în IT. Avem de câțiva ani avem acest parteneriat cu ASCHFR, Asociația Copiilor cu Handicap Fizic din România. Asociație care are mai multe filiale în toată țara și pot să vă spun că lupta lor este acerbă an de an, iar părinții care se înscriu în această asociație, care au copii cu dizabilități fizice, se confruntă de cele mai multe ori cu probleme care pe noi în general ne depășesc și nici nu cred că ne putem gândi la ele. Unul dintre și cel mai important dintre acestea ar fi că acești copii sunt înscriși la școli de cele mai multe ori normale de stat, dar nu pot accesa din punct de vedere infrastructură, da? Și atunci cred că sunt doar câteva școli în România care au infrastructura creată pentru a acomoda școala pentru acești copii, astfel încât părinților sunt nevoiți să petreacă foarte mult timp cu ei la școală, acasă și peste tot. Da? Noi ne-am gândit în acești ani, ne-am gândit ce putem să facem mai bine pentru ei, astfel încât să aibă un viitor echitabil. Și pentru că suntem o companie de tehnologie, da, de software, ne dorim să avem un impact pozitiv în viitorul lor, astfel încât ne-am propus acest curs, acest parteneriat împreună cu Școala Informală de IT, care face lucruri minunate de ani de zile, și iată că a reieșit acest proiect frumos. Ileana, dacă vrei și tu să spui câteva cuvinte aici. Te rog, Ileana, după care eu sunt omul cu bau-bau cu întrebările. Am nenumărate. Dacă vrei să adaugi la ce a spus doamna Cerchia. Păi, da, mi-ar plăcea să spun și eu câteva lucruri. Într-adevăr, este foarte important ca și ei și toți oamenii să fie tratați în mod egal și să aibă acele șanse, dar în același timp, pentru noi ca și școală, sau cel puțin pentru mine ca și mentor, a fost o reală plăcere de a participa și știam că merită toată atenția noastră în mod deosebit față de toți oamenii care au la îndemână toate aceste informații și toate aceste resurse pe care la un moment dat le considerăm foarte obișnuite și ca atare. Ileana, te rog frumos să rămâi pe scenă, cum s-ar spune, pentru că întrebarea de acum ți se adresează în mod direct. Care a fost experiența lucrului cu tinerii cu dizabilități? Păi primul cuvânt ar fi wow. Pentru mine trebuie să mărturisesc că a fost prima mea experiență de predare în școală. A fost o provocare, cred că la fel de mare ca și mai mare ca pentru ei. Dar nu m-am așteptat niciodată că o să întâlnesc oameni atât de faini și atât de pozitivi și atât de bine dispuși, de la care am învățat eu mai multe lucruri pe plan personal decât cred că au învățat ei tehnic de la mine. Nici măcar nu cred că există termen de comparație cu privire la cum sunt de fapt tinerii în mod normal și care a fost diferența lor. Deci sunt amazing, pur și simplu amazing.
Doamna Cerchea, pentru dumneavoastră, cum a fost experiența? Da, pot să vă spun că tinerii au fost foarte entuziasmați de acest proiect când le-am propus acest proiect în vară. Au fost puțin temători, dar pe măsură ce cursul a început și se desfășura, au prins încredere în forțele lor și mai ales datorită specialiștilor de la Școala Informală de IT care s-au implicat cu mare responsabilitate și dedicare. Și aici chiar vreau să mulțumesc în mod special Elenei Oneață și Patriciei Barbu. Mulțumim. Ce părere au avut cursanții despre curs, Ileana? Păi, ca în orice situație de genul ăsta au fost și aspecte foarte multe pozitive, dar și dificultăți pe care le-au întâmpinat pe parcurs, au fost din când în când compleșiți poate de abundența informațiilor, de până când ne-am obișnuit unii cu alții. Ne-a luat ceva timp, cel puțin vreo 3 săptămâni, până când ne-am intrat în ritm și ne-am cunoscut mai bine, am devenit ca o echipă, aș putea spune, sau chiar un grup de prieteni, dar per total, din ce am putut să observ de la ei, au fost foarte încântați și abia așteptau să vină sâmbetele să învățăm împreună, să mai râdem, să mai glumim, să fim într-un cadru mult mai destins și în care să și valorificăm timpul respectiv, să învățăm lucruri noi. Vă aduc aminte, comentariile vă stau la dispoziție și îmi fac datoria de onoare de a le transmite invitațiilor de astăzi. Un comentariu din partea domnului Mihai Talpoș, de fapt este un călduros salut, citez, tuturor invitaților. Emisiunea de astăzi demonstrează, dacă mai era necesar, că celebrul patinator american al anilor 80 avea dreptate atunci când spunea că singurul handicap în viață este o atitudine nepotrivită. Felicitări și mulțumiri tuturor celor implicați în acest proiect minunat care face mare cinste Școlii Informale de IT. Am încheiat mesajul domnului Mihai Talpoș. Și mai am un mesaj de la Laurențiu Gabriel Pârvulescu. Spune: bună ziua, mă bucur că v-am cunoscut și mi-aș dori să continuăm proiectul. Dacă nu mă înșel și nu mă înșel, Laurențiu a trimis un film pe care aș vrea să îl vedem acum. Este unul dintre cursanți, Ileana, te văd pe tine zâmbind, confirmăm, dai din cap, deci da. Da, da. Înainte de a vedea mesajul lui Laurențiu Pârvulescu și am și mesajul din partea unui alt cursant, Ayaș Iusef, tot de la acest curs, vreau să-mi spui care a fost părerea cursanților despre mentor, Ileana. Păi, în mod sincer, cred că pentru ei a fost atitudinea mea pozitivă, cred că i-a ajutat mult și cumva au fost foarte influențați de lucrul ăsta și le-au plăcut ce au învățat. Clar s-au exprimat foarte pozitiv cu privire la cum s-au desfășurat cursurile, dar cred că probabil cumva adevărul este undeva la mijloc. Probabil că nu a fost chiar atât de extraordinar pe cum și-au imaginat ei că a fost. Știu și eu ce să zic. Dacă sunt pe recepție cursanții și urmăresc emisiunea, feel free în comentarii să ne spuneți cum a fost mentorul, cum este mentorul vostru. Am promis că urmărim mesajul lui Laurențiu și apoi mesajul lui Iusef. Laurențiu: bună ziua, numele meu este Laurențiu Pârvulescu. Chiar dacă am disabilitate, am terminat liceul cu bacalaureat. Am lucrat și lucrez în domeniul IT. Și mă gândeam să vă trimit un feedback. Să mă pun feedback că nu ar putea fi următorul, că dacă s-ar putea, de săptămâna viitoare să reînțepem un nou modul JavaScript.
Mie mi se pare absolut minunat și spuneam la începutul emisiunii că lucruri minunate se întâmplă. Haideți să ascultăm și mesajul acum, mesajul lui Iusef, unul din cursanții de la cursul de intro în IT, de la școala informală de IT, cursul pentru tinerii cu dizabilități. Salut, aici este partea din site în care eu vă dau un feedback video a ceea ce cred eu despre cursul care, din nefericire, tocmai s-a terminat. Mi s-a spus că feedback-ul trebuie să conțină atât părți pozitive cât și negative. Părți negative, din fericire, pentru toată lumea nu am. Poate doar că este un curs scurt și că mi-aș dori să lucrăm mai mult pe partea asta de coding, limbaje de programare. Dacă ar fi după mine, nu aș termina cursul ăsta niciodată. Cursul ăsta a fost foarte diferit de orice experiență de învățare pe care am avut-o. Nu m-am simțit ca și cum trebuie să mă duc la curs sau trebuie să fac temele sau. Întotdeauna am făcut-o cu plăcere. În fiecare sâmbătă în care mă ridicam din pat și mă pregăteam pentru curs, știam sigur că o să mă distrez. Pentru mine acest curs a fost echivalent cu ieșitul cu prietenii, cu deosebirea că ne măsuram în skill-uri în timp ce învățam de la Ileana. A fost un fel de ieșire cu prietenii în care puteai să îți dezvolți anumite abilități. Eu așa am văzut-o. Îi mulțumesc din suflet Ileanei pentru ce a făcut. Ileana, să știi că ești un profesor extraordinar. N-am întâlnit pe nimeni care să poată să fie atât de fericit în mod constant. N-am întâlnit pe nimeni care să poată să mențină fericirea asta atâta timp. La un moment dat, probabil că ți-ai dat seama, de la un moment dat chiar am încercat să văd dacă era un teacher mode, atitudinea asta foarte veselă tot timpul, și apoi m-am bucurat să aflu că asta ești tu și așa procedezi tu. Sunt 100% sigur că foarte mulți copii sau adulți sau persoane de orice vârstă care caută să învețe ceva nou ar beneficia enorm de pe urma unui profesor cum ești tu. De asta susțin ca acest curs să continue, și nu neapărat pentru faptul că ne-am acomodat unii cu alții și că ne-am înțeles și că Ileana predă foarte bine. Cursul ăsta trebuie să continue și din motivul următor, și anume că trebuie să continuăm să ne șlefuim abilitățile, să le dezvoltăm, să învățăm lucruri noi. Școala informală a oferit o oportunitate nu doar pentru mine, ci și pentru mai mulți oameni să învețe ceva din domeniul IT, să putem să codăm un site la nivel cât de cât basic. Și ar fi păcat să nu învățăm mai departe și să vedem la sfârșit ce site-uri minunate putem crea. În momentul de față, eu sunt și mulțumit de ce pot crea, dar parcă aș vrea un pic mai mult, și recunosc că pe partea asta putem fi și autonomi, dar dacă se poate face învățarea mai amuzantă, de ce nu? Iar cursul ăsta a fost foarte amuzant pentru mine și foarte productiv în același timp. Am învățat lucruri noi, am învățat să atribui sens lucrurilor pe care le-am învățat. De asta sper să continui acest lucru și, Ileana, sper să continui să predai 20-30 de ani de acum încolo. Nici nu are vreo relevanță câți ani de acum încolo, doar sper să continui să predai pentru că faci o treabă excelentă. Vă mulțumesc tuturor celor din cadrul școlii informale pentru ce ați făcut pentru mine și pentru ceilalți colegi. Când ai văzut prima oară filmul ăsta, cum te-ai simțit, Ileana?
Păi am fost mega emoționată și mi-au dat lacrimile și aproape că, aproape că am același feeling acum. M-am obținut la partea cu lacrimile, dar a fost extrem de emoționat să aud asta și să primesc niște cuvinte atât de mărețe și de pozitive de la cineva care m-a susținut acolo de fiecare dată, la fiecare curs, chiar dacă eu încercam să fiu amuzantă, eram cu toți împreună. Și atunci când vezi că a funcționat și că a adus atât de multă plăcere în a învăța, e amazing. Doamna Cerchia, dumneavoastră, care a fost primul impuls când ați văzut mesajul tânărului cursant? Îi știu pe acești tineri de încă din vara aceasta și mă bucur foarte mult pentru reușita lor. Știu că le-a plăcut foarte mult acest curs și că își doresc să continue. Știu că Ileana a reușit să facă un curs extraordinar cu ei și, cum au spus și cei doi tineri, într-adevăr, este în totalitate meritul Ilenei pentru reușita acestui curs. Și mă bucur foarte mult că Thoughtworks a avut această idee de a face acest proiect pentru acești tineri și ne dorim să continuăm și anul următor să devină o tradiție acest curs, da? Și de ce nu? Cred că putem să provocăm și alte companii de IT să preia această idee și să extindem acest proiect, poate la nivel național. Aproape că ați răspuns la întrebarea adresată pe LinkedIn, unde ne urmărește acum Cristian Gabriel Mocanu, întreabă când o să mai fie un următor curs. Când o să mai fie? Ne Ne place, dorim să am continuăm un alt curs, da. La anul, cu gustățime. siguranță va fi. La anul un curs și de acolo mai departe poate putem, mă gândesc, poate se poate dezvolta, merge mai departe de la cursul ăsta, nu? Care sunt ideile, planurile de viitor? Împreună cu Ileana și cu Patricia ne-am propus ca, după finalitatea acestui curs, bineînțeles, tinerii urmează să primească diplome pentru realizarea acestui curs și ne dorim ca pentru cei mai talentați, să zicem așa, desigur, funcție de fiecare tânăr și capabilitățile lui, Ileana și cu Patricia ne vor propune în continuare ce parcurs educațional pot avea, astfel încât să îi putem pune pe un traseu corect și să poată să acceseze cât mai repede o carieră în IT. Mulțumesc frumos! Ileana, o să revină la tine și o să te întreb cum s-au comportat cursanții. A fost dificil pentru ei? A fost dificil pentru tine? Cum au fost primele minute ale cursului și cum au fost minutele de la jumătatea cursului și apoi de la finalul cursului? A fost greu, doar în primele câteva minute. Acelea au fost grele, până când ne-am obișnuit puțin unii cu alții. Eu zis, când am terminat cursul, am rămas să povestim un pic despre cum a fost și a zis că tare greu ne-am obișnuit cu modul tău de a vorbi repede. Nu mi-am dat seama că, fiind o caracteristică a mea personală, să vorbesc destul de repede, ei nu mă pot urmări la fel. Uneori ne dau seama de acest lucru și încercam să mă temperez din dorința de a le spune foarte multe și de a-i menține atenți. Mi-am dat seama că, de fapt, nici măcar nu era nevoie să spun foarte multe lucruri ca să-i țin atenți, pentru că ei erau oricum foarte atenți la ceea ce povestim, foarte implicați. Chiar dacă aia spunea mai devreme în feedback-ul lui că eu mă descurc excelent, cred că mă descurc bine.
Dar ei m-au ajutat mult să facem să facem cursul excelent, să fie o atmosferă atât de faină și să ne înțelegem atât de bine și să vină cu idei, să fie deschiși, să lucrăm împreună, să ne acomodăm rapid unii cu alții, pentru că să construiești o relație durează destul de mult timp. Iar noi, cumva, am fost pe repede înainte, având în vedere că știam cu toții că durează destul de puțin timp, ei au fost foarte implicați. Nu aș fi reușit fără atitudinea lor și fără devotamentul lor, mai ales, n-aș fi putut să fac atât, să le placă atât de mult dacă ei nu și-ar fi făcut și ei partea în mod egal. Haideți să ne uităm un pic și pe alte feedback-uri ale cursanților de la cursul de IT. Pentru persoane cu dizabilități, o să-l pun un pic mai mare pe ecran să se vadă. O să-l și citesc pentru cei care sunt pe telefoane acum, care urmăresc emisiunea pe telefon. Pentru mine acest curs a însemnat enorm de mult, având în vedere că am avut un background în spate din perioada când lucram pe web design. Chiar dacă știam cum se creează un site, am ales să termin acest modul pentru că au fost lucruri din procesul creierii unui site pe care le uitasem. Țin să-i mulțumesc mentorului meu, Ileana Oneață, pentru răbdarea acordată. Mi-aș dori să începem cât de curând modulul de JavaScript. Acesta a fost unul din feedback-uri și mai am încă un feedback pe care tot așa am să-l citesc. Bună, mă numesc Raluca Elena Marin, sunt din comuna Colceag, sat Inotești, județul Prahova, în vârsta de 18 ani. Îmi place foarte mult să călătoresc, să fac fotografii. Acest curs nu a fost doar un simplu curs, a fost o experiență minunată. În cursul acesta ai putut avea libertatea de a crea, de a te descoperi, de a-ți testa limitele, dar totodată de a-ți face prieteni. Aș repeta oricând experiența, am învățat ceva din toate aceste 6 săptămâni. Dacă nu ai pic de curaj și încredere, nu vei reuși să treci mai departe, dar și că acest curs te poate ajuta mai târziu în viață. Am întâlnit niște oameni minunați cu care am legat frumoase prietenii. Vreau să-i mulțumesc în primul rând Ilenei Oneață pentru că mi-a fost mentor și m-a îndrumat la fiecare pas. Este o persoană minunată de la care ai ce învăța, o persoană cu un vibe super pozitiv. Vreau să le mulțumesc și colegilor pentru primirea călduroasă, încurajările și vibe-ul bun aici. M-am simțit ca într-o familie și acum o să vă prezint pasiunea mea, fotografia. Vă mulțumesc. Spune-le totuși, spune-mi, Ileana, pentru că văd că toată lumea te iubește la cursul ăsta. Ce le-ai făcut? Te iubesc atât de mult oamenii ăștia după curs, really? Spune-mi, care este metoda? Care este magia? Nu știu, cred că dacă ar trebui să o repet, nu știu, probabil că e ceva supernatural. Am zâmbit, am încercat să facem cât mai multe glume și să-i fac foarte conștienți de faptul că nu trebuie nimic în viață, faci numai ce-ți dorești și în momentul în care descoperi ceea ce-ți place, vei face acel lucru cu așa multă plăcere și o să-l duci la un nivel atât de bun încât totul pare atât de ușor și de natural. N-aș putea să zic că am făcut ceva în mod deosebit. Nici măcar eu nu sunt surprinsă că le-a plăcut atât de mult, dar, repet, cum spuneam mai devreme, fără ei nu puteam să fac să fie atât de fain. E și Chimia. meritul lor. Da. Chimia a funcționat foarte bine, se pare. Danciu Alex este un cursant, a fost un cursant de la tine, pentru că Da. iată, am un mesaj, ți-l afișez pe ecran acum. Din păcate nu am Oh. putut trimite un video, dar am avut un mentor excelent, keep up good work, îți transmite Alex, care și el se uită la Mulțumesc. emisiune. Și Cristian revine și întreabă cum se pot înscrie persoanele cu dizabilități la acest curs. O întrebare foarte bună. Cine mă ajută cu un răspuns? Da, cred că, Cristian, am să-ți răspund direct. Acest proiect a început în parteneriat cu Asociația Națională a Copiilor cu Dizabilități Fizice din România și împreună cu Școala Informală de IT am pus în desfășurare acest curs. Bineînțeles, dacă îți dorești să te înscrii direct, poți să accesezi site-ul Școlii Informale de IT. Dacă ești înscris în asociația de care am menționat, este foarte simplu pentru că ei te vor direcționa către mine. De asemenea, Așadar. puteți să găsiți și adresa și mă puteți găsi pe LinkedIn, Oana Cerchia, Thoughtworks România. Puteți să-mi scrieți și ne organizăm să facem să
Să fie bine pentru toată. Continuăm seria cursurilor. Deja, uite, Iosef spune în Facebook, dacă se va continua cursul, I promise to do my best, ca să fie clar. Și Laurențiu Gabriel Pârvulescu, considerați că eu sunt deja înscris la următorul curs. Se pare, în concluzie, că acest curs a fost un succes, este un succes deplin pentru toată lumea, și de o parte și de cealaltă a catedrei, dacă se poate spune așa, și iată că se poate spune. Pornit cu emoție la început, terminat cu bucurie. Așa e, doamna Cerghea? Așa este, și trebuie să menționăm faptul că această reușită a tinerilor și a Ilenei, și datorită implicării ThoughtWorks, acești tineri pot avea o diplomă în domeniul IT, cu ajutorul căreia se pot angaja ulterior în acest domeniu. După cum știm cu toții, ei ar putea lucra foarte ușor de acasă, mai ales că și legislația permite acest lucru acum. Ce să zic? Mă bucur foarte mult pentru reușita acestui proiect și îmi doresc să continuăm. În mod sigur o să fie o continuare asta, ca să fie vestea bună pentru cei care ne urmăresc, care au participat la curs, care n-au participat, dar își doresc să participe la acest curs. Dar totuși vreau să intru un pic în programa cursului. Ce au învățat tinerii la acest curs, Ilena? Păi, având în vedere că unii dintre ei chiar nu aveau deloc niciun background tehnic, într-adevăr au fost și câțiva cursanți care mai știau destul de multe lucruri, ceea ce m-au surprins destul de mult. Am învățat lucruri de bază din HTML, cum să creeze o pagină web, care este structura de bază, foarte multe elemente care îi ajută mai să creeze o structură completă și complexă în același timp. Și am intrat și în partea de stilizare de CSS. Aici nu am apucat să facem extrem de multe lucruri, dar au învățat să coloreze, au învățat să schimbe fonturile unui site. De asta, când am povestit despre feedback, li s-a părut o idee frumoasă să-și pună ei talentele în practică pentru a acorda feedback sub forma unui site. Să vadă clar că au învățat foarte multe lucruri și mulți dintre ei m-au surprins că au făcut lucruri atât de complexe, mult mai mult decât am povestit noi la curs, și asta a fost atât de fain să vezi cât sunt de, cum zicea și Aiaș, singur autonom și și vor să-și depășească și mai mult condiția și structura de bază pe care am urmat-o noi. Dar, în principiu, cu ce am povestit până acum, sunt foarte multe baze puse în crearea site-urilor web. Am afișat între timp cât ne spuneai și o bucățică din site-ul făcut cu mânuțele lui, astea două, de către Aiaș. Uite, în partea dreaptă îl vedeți pe de-a întregul și în partea de jos vedeți și comentariile lui Aiaș referitoare la curs. Și este, cum spuneam și cum am tot zis-o, este de-abia începutul. Oamenii tineri de-abia așteaptă. Râd pentru că văd mesajul lui Aia și that site still needs to be called. I-au făcut mult mai mult, într-adevăr, decât am reușit noi să surprindem în screenshot-urile cu privire la site-uri. Sunt legături între pagini, sunt mult mai complexe decât putem arăta și sunt foarte, foarte mândră de munca lor, chiar și pentru temele pe care și le-au făcut cu conștiinciozitate de fiecare dată și foarte atent să spună că sunt gata, ce părere am, și-au lucrat foarte mult și tot timpul au lucrat mult mai mult decât le-am cerut și m-au surprins și cu lucrul acesta, pentru că pe lângă atitudinea pozitivă pe care au avut-o și dorința de a învăța și de a se autodepăși, nu contează ce obstacol au, au reușit cu brio. Din punctul meu de vedere, au toate șansele în domeniu. Important e să-ți dorești și să ai pasiune, indiferent ce ai face. Doamna Cerchea, mai există inițiative similare la nivelul ThoughtWorks? Desigur,
Anul acesta avem câteva proiecte în curs, printre care unul dintre cele mai importante este acest curs de IT pentru tinerii cu dizabilități fizice. Trebuie să menționăm faptul că la acest curs au participat 20 de tineri, elevi, liceeni și studenți. Alte proiecte pe care le avem în lucru anul acesta vizează câteva categorii vulnerabile și aici aș vrea să menționez realizarea unei aplicații web pentru tablete Android, care va putea oferi școlarilor din comunitatea romă din satele din jurul Bucureștiului, vreo 2000 la număr, să citească cărți de pe tablete și să poată primi un scoring și premii pentru această activitate de la profesorii lor. Acest proiect îl derulăm în parteneriat cu Fundația Providența și Universitatea Babeș-Bolyai Cluj. Un alt proiect foarte important este mentorarea elevilor de clasa 8-a și a 12-a pentru pregătirea pentru examene din centrele sociale din județul Prahova, în parteneriat cu Direcția de Protecție a Copilului Prahova și susținerea acestor elevi și studenți cu tablete și laptopuri pentru a-și putea desfășura activitatea școlară online. Mulțumesc frumos, doamna Cerchia, și în final aș vrea să mai spunem o dată, știu că le-am atins pe parcursul emisiunii, dar să mai reamintim, să ne rămână gustul bun, cum mâncăm întotdeauna prăjitura la final, să ne rămână gustul dulce. Care sunt planurile de viitor pe acest palier? Ileana, și apoi doamna Cerchia. Scuze, eram pe mute. Clasica problemă tehnică întâlnită în toate O să învățăm în curând conferințele să citim pe buze dacă tot o să mai fie pandemie, știi, până la urmă. Da, Ileana, te rog. Eu cu siguranță sunt foarte deschisă să continui orice inițiativă din punctul de vedere, chiar și cu ei și cu orice alți cursanți, în special cu ei, pentru că m-am atașat foarte mult și mi-a plăcut foarte mult cum am lucrat și cum am comunicat cu toții. Așa că, cel puțin din punctul nostru de vedere, există toată susținerea posibilă din toate punctele de vedere. Doamna Cechia. Mulțumim, Ileana. Așa este, vom continua și la anul acest curs foarte important pentru tinerii cu dizabilități fizice din România. De asemenea, pentru 2022 ne-am propus să realizăm proiecte care să dezvolte și partea de oameni tech în parteneriat cu ONG-uri, universități și mediul privat de business din România. Totodată ne propunem să participăm la digitalizarea României, urmărind un viitor mai echitabil, mai ales din perspectiva celor vulnerabili. Aceste valori vor continua să fie un obiectiv pentru TOTWORKS România, pe care îl aplicăm activităților noastre de zi cu zi și să ofere fundamentul angajamentului nostru continuu de a construi un TOTWORKS divers și inclusiv. Mulțumesc frumos, Ileana Oneață, Școala Informală de IT, mentor, doamna Oana Cerchia, ThoughtWorks România. Țineți aproape, doamnelor și domnilor, de Școala Informală de IT și de ThoughtWorks, pentru că se vor întâmpla lucruri minunate și să fiți primii informații din surse calde, cum s-ar spune la noi în zona jurnalistică. Încă o dată, mulțumiri și celor care ne-au urmărit până la această oră, emisiunea Digital Job din fiecare vineri de la ora 13, în care în nebunia generală aflăm lucrurile bune care se întâmplă și care ne dau gura aceea de aer de care avem nevoie ca să facem un pas mai departe și să nu mai așteptăm, domnule, mai vedem de luni ce se întâmplă. Nu, să facem astăzi pasul care să ne schimbe viața în mai bine. Încă o dată mulțumim pentru toată lumea și finalul e același cum v-ați obișnuit de obicei. Lifelong learning, vă rog frumos, pentru toată lumea. Mulțumim Aș frumos! vrea, aș vrea și Vă rog! eu să mulțumesc, aș vrea să mulțumesc colegilor mei de la TOTWORKS România care au făcut posibile toate aceste proiecte.
pentru că noi lucrăm în echipă și managerul nostru Șerban Țâr, care este de acord cu și ne ajută, ne susține să realizăm aceste proiecte. Și vreau să mulțumesc încă o dată Ilenei și Patriciei și Școlii Informale de IT și dumneavoastră pentru emisiunea frumoasă de astăzi. Mulțumim frumos, Ilena. Hai și tu niște mulțumiri către cursanți. Te rog frumos, ca să trecem mulțumirile. Da, chiar voiam și eu neapărat să le mulțumesc mult pentru feedback, pentru susținere, pentru răbdare, pentru rezultatele lor și, desigur, pentru oportunitatea de a-i cunoaște și de a interacționa cu ei și pentru experiența asta atât de frumoasă pe care am construit-o cu toții, inclusiv împreună cu totul Orcuți România. Mulțumesc mult! Să aveți un weekend inspirațional, vă rog frumos, la revedere!